Bună! Haideți cu mine la Make Up Fest. Este sâmbătă 5 noiembrie. Este aproape ora 16. Abia acum mi-am terminat și eu treaba și am reușit să trec un pic pe acasă. Să mă pregătesc și să plec la Make Up Fest. Sunt foarte curioasă ce oferte au expozanții. Acesta din spatele meu era peretele cu grafit unde îmi făceam eu tot timpul selfie-uri, dar l-au auzut gravid de curând și arată foarte bine, ce-i drept. Dar nu mai este așa vesel cum era când era cu grafitiuri. Merg spre mașină și trebuie să trec să iau niște flori pentru Andra, care are brandul Andra Cosmetics, pentru că astăzi este ziua ei. Și asta e mașina mea. Mergem mai departe. Am luat florile pentru Andra, sper să-i placă. Mi-am luat un coșuleț. Acum voi intra. Știu că sunt mai multe săli, sunt câteva săli în care au locuri diferite, masterclass-uri și workshop-uri pentru make-up artist. Și este sala mare unde au loc expozițiile. De-abia aștept să văd ce branduri au venit și ce oferte au. Bineînțeles, pe cele mai avantajoase le voi filma pentru voi, ca să știți mâine să căutați. Bun, am ajuns la târg. Primul stand din față este Selea Paris, dar eu propun să mergem către Andra. Să sperăm că putem merge direct acolo fără să ne oprim în altă parte. Gata, ne vedem! Sunt fericită că am ajuns la târg și văd multe standuri. Hello! Bună! Ia uite, azi m-am întâlnit cu Paula de la Bioderma! Ce faci? Este un stand foarte mare, este prima oară când nu participă la o expoziție. Și haideți să mergem către Andra pentru că vreau să îi dau florile cât mai repede. Și ochii deja înfug către multe produse colorate și drăguțe. Nu mai arăt stand nimic. Trec fuga și de standul propriu, și caut Andra Cosmetics. Andra. Deci am luat-o în stânga și în stânga nu este. Și toată lumea să cumpere produse Andra Cosmetics și să te pup tare, tare. Astăzi este ziua Andrei, face 33 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Să știți că dă bomboane, mi-a oferit și mie bomboane, dar am refuzat pentru că rezist cu stoicism. Deci îți petreci ziua. Dar atunci îți dau un pupic. De dragul vostru. Ce oferte avem astăzi aici? Avem 45 de lei. Da. Blender. 70 de lei, oricare. Oh, ce drăguț! Soluția de pensule. Avem... Așa. Farsalii. Câteva. Câteva bucăți, veniți pe repede. Stoc. Ce, da, preț are? 300 de lei. Numărul 18 și numărul 19 și individuale duble, toate la prețul de 16 acum. Știi că am venit să iau gene individuale duble pentru că am luat doar 5 cutii. Ce mai avem? Ce mai avem? Rujuri, arată-ne rujuri. Arată-ne rujurile Kat Von D. Avem rujuri Kat Von D. Avem rujuri Nuba. Arată-ne alea, îmi plac foarte mult. Chanel Make Up Forever. Mai are ceva de la Kat Von D aici. Avem produse Make Up Forever, produse Emeliz, Scandinavia. Tot ceea ce aveți nevoie pentru ca cursa voastră de make-up artist să fie perfectă. Prima ofertă este 10% reducere la toate produsele. Nu, dar nu.
dar s-ar dau așa cu rujul. Uitați-vă și pe Paula din nou. Ce face Paula aici? Care are gene smocuri puse de dac. Am promis că o să o vedeți pe Dana. Aplică genele false. Smocuri. Smocuri double volume. Că tot suntem. Vedem ce oferte găsiți dacă veniți la standul Inglot. Ia uitați cine este aici. Vino mai aproape că nu te vede. Nu ne vezi, bună. Da. Ce oferte aveți de aici? De aici avem ofertele. Deci pastilele de ruj costă 15 lei. Aici avem rujurile duo, tot 15 lei. Aici ce avem? Aha, multe culori, văd. Blașurile. Aici avem blașurile. Oh, pigmenți. O să pun pe pauză o perioadă. Și aici avem fardurile. Ok, v-am arătat și ofertele de la standul Inglot și mergem mai departe. Aici am găsit foarte mulți pigmenți. Și plăcere. Brandul se numește Ama Pigment, dacă nu mă înșel. Haideți să vă arăt câteva culori. Bună! Bună! Cine sunteți voi și unde vă găsim? Suntem Ama Pigment. Ne găsiți la Craiova. Oh, cam departe. Am lăsat o carte de vizită. Super! Și puteți să luați legătura cu noi pe Facebook. Ce oferte aveți astăzi? Pigmenții găsiți la noi la 50 de lei. Da. Aveți și mâine, între orele 10 și 18. Am înțeles. Și cei care nu pot ajunge astăzi și mâine? Pe Facebook, pe Ama Pigment. Și se pot face comenzi online. Am livrează prin curieră. Au un preț special la târg sau acesta este prețul lor? Este un preț special la târg. Și ce preț au? Am înțeles. Și ales ce preț au pigmenții? 65 de lei. Și acum. Ia uitați ce culori frumoase. Deci dacă veniți aveți de unde alege, dacă nu găsiți Ama Pigments pe Facebook. Ok, am fost la Ama Pigments, am plecat cu 3 pigmenți. Foarte frumos, de-abia aștept să vi arăt în tutorialele mele următoare și mergem mai departe și continuăm cu standul Paula P. Paula P. Haideți să vedem ce oferte și ce produse au ei aici. Ce avem aici? Pensule, Paula P. Rujuri cremoase, farduri. Aici sunt toate produsele? Da, toate produsele. Ce au mai special? Aceste rujuri deja mi-am dat. Ok. Este un fel de bază care se usucă și rămâne exact așa, nu se mai ia. Îmi place rujul tău, ce porți? Uite, port rujul acesta care se
matifiază, se usucă și rămâne așa. Însă de desubt l-am avut și pe cel albastru. Am înțeles. Ce oferte aveți pentru Make Up Fest? Este reducere 30%. Foarte multe palete aici, de la blush-uri până la rujuri cremoase, ten, cremoase, pudrate. Îmi arăți paletele? Poți să vii cu mine aici? Da. Sunt palete de farduri, sunt shimmer, nude, asta este o paletă, o paletă de contur? Nu, aceasta este paleta de nude-uri. Nu, asta este paleta de nude-uri, da. Așa. Ce prețuri au paletele la târg? Ce oferte aveți astăzi? Avem un 2+1 mai multe. Ok. Iar restul produselor sunt fără TVA, adică fără scaune 20%. Beauty case-urile undeva până în 50% discount. Nu de vedere. Arată-ne pe o pensula de eyeliner. Este o pensula de eyeliner din silicone. Și bineînțeles că trebuie să-mi iau și una ca să o încerc. Și în spate ce ai? Este foarte ușor de aplicare. Ce preț are un set de pensule ovale? 200 de lei. Vreau să vă anunț că la standul Complete Beauty găsiți acest suport de pensule aproape ca cel pe care l-am eu. Costă 60 de lei la târg. Dacă nu ajungeți, intrați pe pagina Complete Beauty și vedeți acolo. Și acum mergem către unul dintre brandurile, de fapt două dintre brandurile mele preferate de machiaj. Spatele meu este standul Adhara, unde găsiți brandurile Kim și Numeric Proof. Și acolo în spate este doamna Aurora. Oh, bună seara! Bună seara! Ce faceți acolo? Uite să văd ce pensule nu mai am. Ce pensule? Adică ați dat foarte multe. Aici găsiți produsele Numeric Proof, fardurile mele favorite. Foarte mulți pigmenti, pudre, glossuri. Aici sunt pensulele Numeric Proof pentru cursanți. Și asta sunt pensule, am început să aduc pensule profesionale și de la... Și de la Numeric Proof. Iar astea sunt tot de la Numeric Proof pentru cursanți. Iar acum avem reducere 25% pentru
de unde ați luat, de aici? Da, setul este 800-680 pentru make-up artist. Da. Paula, care are glitter lips. Ce face Sandu Bioderma la make-up? Bioderma a venit cu produsele necesare pregătirii tenului înainte de aplicarea machiajului. Avem oferte speciale? Da, la o cremă achiziționată, limiți cadou, să-l dea micelare de 100 ml. La produsele de igienă, discheta de machiantă. Și avem și o gencică sensibilă HD de o personalitate. Bună! Avem o mică farmacie aici. Și o tombolă. Oh! Ce pot câștiga la tombolă? Un pic complet pentru pregătirea tenului. Cu igienă, hidratare, contur de ochi. Am ajuns la standul Beauty Publishing și am avut norocul să dau peste Natalia Clima, care ne va prezenta un nou brand de pensule. Bună, Natalia! Bună! Ce avem aici? Avem pensule. Okay. Sunt pensule din Rusia, din Siberia, Novosibirsk mai exact. Deocamdată avem câteva coduri, câteva modele. Asta înseamnă câteva? Da, asta înseamnă câteva, pentru că fabrica ne pune la dispoziție vreo 600 de coduri și acum mai au 200 în elaborare, colecții noi, foarte faine. Care sunt preferatele tale? Aoleu, cred că toate sunt preferatele mele, dar evident că nu le folosesc chiar pe toate. Îmi plac foarte mult cele din fir de capră, îmi place Kolinsky, îmi plac veverițele, imitațiile de veveriță. Pensule din sintetică sunt foarte faine, este sintetică de calitate superioară. Arată-ne pensula ta preferată, cu care machiezi tu tot timpul. Deci la momentul ăsta este marea mea descoperire, este o două fibră, capră și sintetică, pe care o folosesc la bază, fond de ten și corecție. Mai nou am descoperit că se poate face un contur fenomenal cu ea. Pudră sau cremos? Cremos. Cremos se estompează din start, nu mai trebuie să ducem dungi, linii. Ce preț are? Nu văd. 136. Asta este un preț special de târg sau prețul normal? Prețurile sunt aceleași totdeauna, sunt prețuri de make-up artist, deoarece considerăm noi pensulele, le cumpără în mare parte make-up artiștii. Și chiar dacă o femeie vine să-și cumpere o pensulă și nu e make-up artist, nu-i bai, eu vindem și ei cu același preț. Foarte bine, mi se pare un lucru bun. Da, nu mai stăm să speculăm cu plus minus, de aceea am hotărât să punem din start prețuri accesibile. Am ajuns la standul școlii de machiaj prostetic și suntem aici cu Alina Bedeleanu. Avem aici niște personaje. Cât ați muncit astăzi și ce ați făcut și cine a făcut acest machiaj? Eu am fost împreună cu echipa mea. Da? Împreună cu echipa mea am făcut 3 personaje bazate pe 3 teme. Ia să vedem. Estetica din machiajul transformațional și am transformat un băiat de 16 ani și este lumea.
ai 16 ani și să arăți așa. Am vrea tot, am vrea costumele, barba, batonul, pipa, alea. Cât durează un astfel de, să pregătești un astfel de machiaj? 3 săptămâni. Oho. Și acum tot s-a într-o. Deci a lucrat 3 săptămâni înainte și acum într-o oră au montat, ca să zic tot. Mai departe ce avem? Mai departe am avut prostetica în machiajul de fantezie. Bună! Bună! La fel a fost 3-2 cu toala moartă, cu arcă, cu spate, cu asura, cu mița. Și următorul? Următorul este prostetica în machiajul moro. Și am creat un personaj masculin. Se luminează toiagul, dă-i lumina aici. Gata, am plecat de la Makeup Fest. Am stat aproape 2 ore și jumătate și nici măcar nu am apucat să merg la toate standurile. Am apucat să merg la standul Melchior și Selea și îmi pare foarte rău, dar sunt convinsă că au oferte foarte bune. Mă duc să editez vlogul ca să-l vedeți și voi și probabil în alt video să vă arăt ce mi-am cumpărat. Pa, pa, sper să vă placă!